Una dintre cele mai răspândite meserii pentru care angajații nu au trecut prin facultate este cea de hairstylist. Munca într-un salon de înfrumusețare se prinde la fața locului, iar cei care ajung să fie considerați buni în meserie au câștiguri destul de mari. Sunt stiliști în România care poate să câștige între 2000 și 9000 de lei, adică vorbesc tips cu salariul la un loc. Nu există un fix. Nu ai un salariu fix, nu ești condiționat de acel salariu fix. Și manicuristele se descurcă destul de bine. Ajung să aibă venituri între 400 și 1600 de euro lunar. Un job la fel de profitabil este și cel de somelier. Nici aici nu este nevoie de facultate, ci doar de un curs de specializare. Salariul de bază a fost undeva la 3-4 mii de lei. Cu tot cu evenimente și cu tot cu salariul de bază cum ar veni, ajunge și până la 2000 de euro. S-ar putea ca nu neapărat o facultate să fie răspunsul la absolut orice și pentru absolut toată lumea. Studiile de piață arată că cele mai bănoase joburi pentru care nu ai nevoie de facultate sunt cele de sudor, faianțar, electrician sau instalator. Meseriașii ajung să câștige și peste 1000 de euro lunar. Important este să muncească, adică până la urmă să trăiască din alocații, burse și alte chestii care vin așa pe tavă. Doar 20% din populația ocupată a țării are studii superioare, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică.